Știi să mergeți pe bicicletă? Știu, cum e la toate. Nu uitați să vă abonați la canalul meu! Nu uitați să vă abonați la canalul meu! Nu uitați să vă abonați la canalul meu! Nu uitați să vă abonați la Ați reușit să mergeți măcar un metru? 500 de ani de zile, am 6 ani de cred că îmi zilesc. Așa A spus... N-ai stabilitate cu ea. Nu ce place, mă, că se duce la tanta din părțile. Nu-i flexibile, se duc într-un sens. Vrei să te duci pe parte, te duci în altă parte. Își merită numele de bicicleta Bețivană? Da! Am fost tectă! Asta nu-i bicicletă, doamne! Nu să fii băut la noi motociclete sau la scoadne de biciclete, nu? Deci simulează, practic, starea de ebrietate. Este această senzație, tu fii întreaz. În momentul în care ești băut, nu-ți dai probabil seama, dar în momentul în care ești treaz la bicicletă, îți dai seama că... Doamne, trebuia să punem un pariu de la început, că a spus că vreți să vedeți ea. Nu mergi nici așa. De la începutul acestui an, pe raza județului Suceava, s-au înregistrat 64 de accidente rutiere cu implicarea bicicliștilor. Îngrijorător este faptul că 21 dintre acestea, deci aproape o treime, s-au înregistrat pe fondul consumului de alcool de către bicicliști. Mai mult decât atât, în urma evenimentelor rutiere, 57 de persoane au fost rănite și o persoană a decedat. În aceste condiții, inspectoratul de poliție județean Suceava, împreună cu parteneri, organizații non-guvernamentale, dar și alte instituții contribuții în domeniu, au declanșat la nivelul județului o amplă acțiune de responsabilizare și conștientizare a conducătorilor de biciclete pentru a circula pe drumurile publice în siguranță. În acest proiect au fost atrași și parteneri din afara județului, fiind activat la nivelul județului proiectul Bicicleta Beată. Astăzi are loc o prima activitate pe esplanada municipiului Casei de Cultură din municipiul Suceava. Până la această oră, peste 80 de cetățeni testând această bicicletă, din păcate, ca și în realitate, atunci când cei care sunt implicați în evenimente rutiere pe fondul consumului de alcool nu reușesc să-și mențină echilibru, nici sucevenii, care toți au fost de această dată la capacități normale, fără a consuma alcool, nu au reușit practic să-și mențină echilibru pe bicicleta beată. Este încă un exemplu prin care încercăm să le atragem atenția că a consuma alcool și a urca ulterior pe bicicletă nu poate avea decât un deznodământ și acela este un ultraj.